Salutare, prieteni! Astăzi discutăm despre un eveniment cultural, dar și un eveniment care reprezintă un moment de omagiere a unui om care a fost poate cel mai important reper moral pentru România postcomunistă. Este vorba de Corneliu Coposu, un om care a marcat profund politica românească, a fost cel care a fost declarat seniorul politicii românești, dar care a avut și o fațetă care este mai puțin cunoscută, aceea de poet. Corneliu Coposu a suferit o condamnare de 17 ani de detenție. 8 ani a fost închis în condiții de izolare absolută, practică, și a menținut sănătatea mentală, făcând calcule matematice foarte complexe, rugându-se și compunând poezii. Poezii care au fost transcrise după ce a fost eliberat din închisoare și, până la urmă, toate aceste poezii au fost culese și adunate într-un volum care va fi lansat și la Cluj, după ce a fost lansat în mai multe locuri din țară. Despre Corneliu Coposu și despre creația sa poetică, și nu doar despre creația sa poetică, discutăm astăzi cu doi invitați care ne-au făcut onoarea să accepte să vină în studioul nostru. Este vorba de doamna Ana Blandiana și de domnul Ioan Andrei Gherasim, care este clujeanul nostru și care, iată, a revenit acasă. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, mulțumim pentru invitație! Prima dată aș vrea să vă întreb cum s-a născut ideea acestui volum. Cred că domnul Gherasim trebuie să povestească. Cea care a avut ideea publicării acestui volum a fost sora cea mare a seniorului, doamna Flavia Bălescu Coposu, care acum un an și jumătate m-a chemat și mi-a spus: ce părere ai dacă am luat legătura cu un profesionist al poeziei? Și care putea să fie cel mai bun profesionist al poeziei decât doamna Ana Blandiana? Să-i prezentăm manuscrisul poemelor gândite de Cornel, deci acum fac un pic de citat din ea, gândite de Cornel în pușcărie și puse pe hârtie după ieșire în 1964. I-am spus, este o idee extraordinară, dar zice, mare atenție, pentru că dacă doamna Blandiana ne spune că nu sunt bune, nu le vom publica sub nicio formă, pentru că Cornel era un om modest și nu a vrut sub nicio formă să le publice. Am luat legătura cu doamna Blandiana, i-am dat manuscrisul poeziilor și n-a trebuit mai mult de o săptămână să ne dea răspunsul, și o las pe domnia sa să vă spună care a fost răspunsul, dar doar atât. Mă simt onorat, mă simt privilegiat și vreau să-i mulțumesc și voi mulțumi de câte ori voi putea pentru tot ceea ce face pentru memorie, pentru istorie, și îi sunt recunoscător că a fost alături de senior încă din primele zile ale lui 1990. Vă mulțumesc și eu, ați reușit să mă intimidați. Deci a fost o surpriză pentru mine, nu pentru că n-aș fi știut că a scris în închisoare. Deci l-am auzit de multe ori pe domnul Coposu spunând că a fost că a scris mii de versuri, sau chiar mai, adică rezulta cantități imense în atâția ani, vă dați seama, dar înțelesesem că era vorba pur și simplu de un exercițiu mental. Nu înțelesesem că au existat poezii transcrise. De altfel, cred că această concluzie a mea venea din faptul că după, deci nu știu în ce măsură spectatorii dumneavoastră știu, fenomenul poeziei din închisori este un fenomen exclusiv românesc, specific românesc, este una din marile mele mândrii și care ar trebui să fie marile noastre mândrii, că în România s-a rezistat în închisori și prin poezie. Deci s-a scris foarte mult, dar pentru orice poezie, pentru că nu exista creion, nu exista hârtie, în închisoare trebuiau să fie trei oameni sau un om care să aibă trei calități pe care rare ori le aveau același om. Să fie în stare să compună poezia, să o memoreze și să o transmită prin alfabetul Morse. În felul acesta ea se difuza în alte celule și prin faptul că în permanență în închisorile din România a fost o mișcare browniană, tot timpul erau mutați dintr-o închisoare în alta și ca să-i chinuie și ca să nu-i lasă să se familiarizeze unii cu alții, să fie în stare eventual să pună la cale evadări sau... Când se mutau dintr-o închisoare în alta, stai foarte emoționant, aproape în toate memoriile din închisoare există momentul când se povestește felul în care apăreau noi colegi veniți dintr-o altă închisoare și primul lucru era că erau întrebați ce noutăți există și ce poezii știu. Și în felul ăsta s-a petrecut în permanență o mișcare. După 64, când s-au deschis închisorile, primul gest al tuturor a fost să pună repede pe hârtie înainte de a uita, intrând în viața obișnuită, ceea ce știau pe de rost. Știau pe de rost versuri fără să știe și autorilor. Uneori îi bănuiau, alteori chiar îi știau, dar ele nu erau transmise cu tot cu numele autorului, pentru că ar fi fost periculos. Deci, într-o primă formă, s-au scris pur și simplu pe hârtie, ca să nu... După 89, primul gând au fost să le publice și a fost un adevărat val de volume, de mici volume de poezii din închisoare, uneori publicate fără autori, alteori cu autorii greșiți, după aia s-a publicat a doua ediție cu autorii buni, cu corecturile făcute și așa mai departe. Domnul Coposu n-a apărut într-o asemenea ecuație. Deci concluzia mea a fost că a făcut doar exerciții de prozodie. Și ce este concluzia mea despre de ce a murit fără să le dea la publicat, deși le-a scris la mașină, deci le-a transcris mai întâi de mână cartea pe care am publicat-o noi, Fundația Academia Civică, care este fundația care administrează Memorialul de la Sighet. A apărut foarte frumos și sunt bucuroasă și mândră că a apărut așa. A apărut fiecare poem tipărit, dar și scris de mână de el, pentru că noi am avut la dispoziție și manuscrisele și copia dactilografiată pe care am tipărit-o. E bine, întrebarea era de ce? Mai vreau să adaug ceva. Între ceilalți deținuți politici care au scris versuri, dintre care unii erau chiar poeți profesioniști, ca să spun așa, și domnul Coposu, deosebirea era și faptul că el, fiind foarte mult la izolare, el n-a beneficiat de această treime. Deci, versurile lui n-au fost transmise. El doar le-a ținut minte și după aceea l-a transcris pe hârtie când a ieșit. Și întrebarea, sigur, este de ce nu le-a publicat. Și concluzia mea este, pe care am spus-o și în prefața pe care am scris-o cărții, este că este, cum să spun, asta decurge din definiția domnului Coposu, care era un intelectual de prea bună calitate și care avea o imagine, o idee prea înaltă despre poezie ca să se hotărască să le publice, pe de o parte. Iar pe de altă parte era un om politic prea sever cu definiția omului politic, în care nu intra și această latură. Deci n-a vrut să încurce lucrurile, n-a vrut să producă confuzia între diversele calități ale personalității lui. Mai ales că au fost și poeți care au dezamăgit ca oameni politici, de exemplu Octavian Goga. Sigur. Încât în momentul când le-am citit, prima mișcare era aceea că trebuie publicate. Dar asta nu înseamnă că m-am hotărât foarte simplu, pentru că marea mea problemă ca editora acestei cărți, dar în același timp ca poet, eu însumi sunt autor de poeme, era aceea că Domnul Coposu nu e un poet modern, evident. Nu e nici neomodernist, nici postmodernist, nici... Domnul Coposu, care este, de exemplu, traducătorul unei cele mai frumoase versiuni a lui Kipling, de Kipling, este un poet de acest gen. Pentru el, poezia este, așa cum era ea în definiția clasică, o formă de exprimare a unor gânduri, a unor concepții de viață, a unor înțelepciuni. Între timp, definiția poeziei s-a schimbat după suprarealism, după dadaism, după tot ce s-a distrus pe parcursul, decenilor, la începutul secolului 20, poezia a devenit aproape altceva, aproape încât problema mea a fost îndrăznesc să public aceste poezii de tip clasic, nu cumva criticii de astăzi vor strâmba din nas, vor spune că e o poezie demodată. Că... În același timp, răspunsul a fost, da, pentru Dumnezeu, faptul că nu este un poet modern poate să însemne că nu este un poet? Evident că nu, pentru că în cazul ăsta ar trebui să spunem că nici Horațiu nu este un poet sau nici Rasin sau cu, cum să spun, ca să spun așa, strângându-mi curajul și cu toată emoția pe care întotdeauna mi-a dat-o personalitatea domnului Coposu, am hotărât să publicăm cartea care, spre fericirea mea, a fost primită cu un cu emoție și cu respect, adică chiar cu entuziasm, să știți. Cu entuziasm, da. Și sunt extraordinar de fericită că în felul ăsta s-a adăugat public încă o caracteristică acestei personalități extraordinare a istoriei noastre, a culturii noastre și a moralității noastre. Cred că erau cunoscute foarte puține dintre poezii, Rugă. Țin minte, mă rog, acum trebuie să vă împărtășesc cu amintire personală. La un moment dat eram într-un cerc cu diferiți oameni de diferite facturi, de la preoți, la profesori, învățători, care discutau inclusiv despre literatura închisorilor. Și erau oameni care promovau foarte intens poezia unor autori legionari, precum Radu Gyr. Și mă rog, eu pot să vă spun că nu sunt foarte confortabil cu lucrul ăsta, pentru că detestă extremele de orice fel ar fi ele, și bolșevismul și extrema dreaptă. Să știți că, deci, așa este. Dar, în același timp, în poezia care s-a scris în închisori și într-un mod logic, pentru că era o poezie a suferinței, nu era o poezie politică. Deci cei care scriau nu își exprimau ideile liberale sau țărăniste sau legionare. Sau, adică este o poezie foarte apropiată de credința în Dumnezeu, de dragoste, de suferință, pentru toți. Absolut, unii sunt mai talentați, alții mai puțin talentați. Absolut de acord, dar discuția era acolo dacă acești oameni, acești poeți, acești intelectuali pot să reprezinte un model sau nu. Și concluzia mai degrabă era că nu, pentru că tocmai Radu Gyr era analizat și da, spuneam, el a scris acele poezii, dar tot el a scris și Sfânta Tinerețe Legionară. Și concluzia a fost răsturnată din această dezbatere tocmai de poezia Rugă de Corneliu Coposu, pentru că am spus, da, există și oameni care pot să fie modele, care au avut un trecut absolut impecabil, o atitudine absolut impecabilă și care, iată, au scris și poezii de mare valoare, după părerea mea. Și aceste două strofe sunt pe perete la Sighet. Singurul care are dreptul să judece este Dumnezeu. Categoric. Noi nu putem să avem câteva opinii. Nu, da. Opinii altceva, mi se pare normal. Dar cred că și aici a arătat domnul Coposu ce fel de om este. Pentru că în 1990, când am avut acea întâlnire în fața hotelului București și când a dat nas în nas cu cel care l-a bătut și l-a lăsat în sânge la râmnicul sărat, Alexandru Vișinescu, în momentul în care noi, cei tineri, am ajuns lângă el și am aflat despre cine este vorba, am vrut să sărim. Iar Coposu s-a pus în fața noastră și ne-a spus foarte clar: nu vă atingeți de el. Singurul care are dreptul să-l judece este Dumnezeu. S-a întors și a spus: dacă va fi un proces, cât voi trăi eu, și sunt convins că va fi, să mă chem de martor, pentru că voi spune că doar un nebun putea să facă ceea ce ai făcut tu la râmnicul sărat cu noi. Da, asta... Deci ăsta a fost Corneliu Coposu. Deci despre asta e vorba. Adică noi avem datoria și prin aceste poezii pe care doamna Blandiana nu v-a spus, dar eu îi sunt recunoscător și pentru felul în care au apărut aceste poezii. Pentru că Academia Civică, împreună cu Fundația Coposu, a depus un efort special pentru ca această calitate a cărții... Am uitat să vă spun ceva. Pe ultima pagină există atașat un CD, iar poeziile sunt 10 poezii recitate de maestru Ion Caramitru. Da. Pentru că tot doamna Coposu a spus, zice: vreau neapărat să-mi recite Vrăbiuța. Asta eu sper din seară să avem o mică surpriză cu cineva care va recita Vrăbiuța. Pentru că ea îi spune Vrăbiuța. Titlul poeziei este altul și doamna Blandiana în această seară îl va spune. Deci despre asta e vorba. Adică această carte, din punctul meu de vedere ca tânăr, este un exemplu pentru generația care vine. Pentru că nu este doar tristețe. Eu văd în câteva poezii și speranța lor. Și speranța și credința asta în Dumnezeu. Deci asta e cel mai important lucru care i-a ținut pe toți acolo. Credința în Dumnezeu. Deci fără credință nu poți să faci nimic. De altfel, noi am... deci la Sighet există spațiu de reculegere și rugăciune care a ieșit, de fapt, o operă de artă într-o curte interioară a închisorii. Există două pante pe care se coboară spre o cameră subterană care are forma unui ou și cu o cruce în tavan, tăiată în tavan, prin care plouă, ninge și apa se strânge într-un fel de masă a tăcerii de desubt. E bine, această operă, 50 de arhitecți au participat la concurs și a câștigat unul foarte tânăr, Radu Mihailescu. A avut ca temă concursul o frază care apare în toate cărțile de memorii din închisoare: n-aș fi rezistat dacă nu credeam în Dumnezeu. Da. Și marea noastră problemă a fost să hotărâm, deci am făcut acest concurs și a apărut această minune, că nu-i numai foarte frumoasă, este și magică, fără contribuția nici a autorului, nici a noastră. Crucea greacă tăiată în tavanul ăsta rotund, și pentru că pereții sunt rotunzi, când trece soarele pe deasupra, oglindește o cruce de lumină în apă și de pe apă se răsfrâng pe pereți până la 7 cruci. Eu n-am nimerit niciodată 7. Eu am văzut 5 numai, că nu sunt tot timpul acolo. Dar uneori, când în maximă lumină, maxim e 7. E ceva absolut, așa intri într-un miracol, parcă. Dar cred că n-am fi făcut concursul dacă am fi putut să ne hotărâm singuri ce să facem. Dar voiam să fie un loc de rugăciune, dar nu putea să fie o biserică, pentru că nu ne puteam hotărâ de ce cult să fie biserica aia, că fuseseră și greco-catolici și catolici și ortodoxi, dar și reformați, da, dar și necreștini, adică și evrei. Și, deci trebuia să găsim un loc geometric al credinței din suferință. Și așa s-a născut. Dacă ar fi să tragem o concluzie, nu neapărat să tragem o concluzie, să lăsăm o idee care să încheie această dezbatere. Care credeți că ar fi principala lecție pe care o putem învăța noi din viața lui Corneliu Coposu? Fără jertfă nu faci nimic, fără sacrificiu, luptă neîncetat pentru principii, consecvență în idei Și cel mai important lucru, această credință în Dumnezeu pe care trebuie să o transmitem, adică nu să ne batem cu pumnul în piept că suntem credincioși, ci să arătăm celorlalți că suntem credincioși. Această, știți, domnul Coposu tocmai despre asta vorbea. El nu se afișa că este credincios. El mergea, stătea în spate la Sfânta Liturghie și exact ca și cel pe care l-a iubit atât de mult, marele Iuliu Maniu, mergea și la Sfânta Liturghie, și la Biserica Ortodoxă, și la Biserica Greco-Catolică. Asta înseamnă, dacă vrei să te dedici pentru ceilalți, să le arăți că ești cu adevărat un om credincios, un om dedicat unor principii și valori adevărate. Sunteți de acord? Aș vrea să mai... Da, sunt de acord cu toate și aș mai adăuga o calitate. A avut extraordinară capacitate și pe care nu au oamenii politici în general și de asta... El n-a fost niciodată un politician, a fost un model pentru viața politică pe care nu reușeau să-l imite. A avut calitatea de a deosebi esențialul de neesențial. A fost această capacitate, este ceva extraordinar, în sensul că aveam sentimentul, se uita la toată vermuiala vieții politice, la toate invidiile, la toate orgolile și privirea lui părea că vine din lună sau din Sirius. Sau din... Adică această capacitate îl făcea să deosebească principiile de viața politică. Apropo de ce spuneți, momentul 1994 în fața statuiei eroului necunoscut din Parcul Carol, când întrebat fiind de ce este acolo, zice, am venit să mă închin în fața acestor eroi necunoscuți. Pentru că niște bieți ani de pușcărie făcuse 17 ani nu se compară cu jertfa lor. Mă dați seama? Un om care a marcat, așa cum spuneam, destinul României și ar fi fost bine dacă ar fi reușit să marcheze și mai mult, pentru că el cred că a dat principalele direcții care au dus la ceea ce înseamnă astăzi o România europeană, partea NATO, el vorbea despre aceste lucruri. A fost primul care a vorbit despre asta. Totuși, da. A fost un mare noroc pentru noi care a reușit să ajungă până la generația noastră. Așa este. În ianuarie 90 a fost primul care a vorbit despre necesitatea ca România să se integreze în structurile euroatlantice. În timp ce alții cheamau armata sovietică. După cum Maniu în 28, am impresia, există la Sighet toată fraza și nu știu dacă o să o știu să o spun exact, vorbea despre faptul că Europa viitorului nu este o Europa a națiunilor. El, care era promotorul națiunii, ci este o Europa a conglomeratului de națiuni și că trebuie să ne pregătim pentru clipa aceea, pentru ca să intrăm ca niște egali, nu ca niște iopaci. Da, e o atitudine absolut impresionantă, o viziune remarcabilă. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare la această emisiune. Prieteni, vă mulțumesc și vouă, ne vedem pe net.